Alisa trăgea cu urechea jos, mama îi dovedea cu înverșunare ceva tatălui său. Fata s-a ridicat și s-a întors înapoi la balcon. Deci, mama iar l-a luat la rost pe tata, înseamnă că nu o să pot să mă furișez pe lângă ei, trebuie să mă cobor pe țeavă. Alisa a dat cu piciorul în țeavă, parcă se ține bine. Cât de bine că s-a gândit să facă mai multe seturi de chei pentru mașină. Astă noapte, ea fiind într-o stare avansată de ebrietate, a intrat cu ea în gard. Și tatăl i-a luat din nou cheile. Zgârâindu-și palma și lovindu-se puternic la gleznă, ea în sfârșit s-a coborât jos, s-a apropiat încet de geamul deschis. Valeriu, dacă nu o să întreprinzi ceva chiar acum, într-o bună zi o să ne pierdem fiica. Maria, ce pot să fac eu? Eu nu știu, tu așa ai alintat-o și tu ești responsabil să oprești această nebunie, trebuie neapărat să se mărite, lasă soțul să răspundă de ea. Tatăl s-a început a râde. Ai zis-o și tu. Măcar știi pe cineva care ar vrea să-i fie soț, ea îl bagă în mormânt pe oricare. Alisa se râse în tăcere, dar a devenit serioasă în același moment, mama a spus ceva, de la care brusc i-a scăzut dispoziția. Valeriu, ascultă-mă, eu îți propun să te uiți printre colegii sau prietenii tăi, noi dăm cu ea și o parte din afacere, pe urmă o să decidem care. Tu doar înțelegi, acum o să scuipe pe bani, tu doar îi știi pe toți, să nu se nimerească vreun escroc. Eu am fost mereu împotriva la așa gen de căsătorii, dar în ultima perioadă Alisa întrece măsura. Eu nu îți promit nimic, dar mă voi gândi la asta. Gândește-te! Nu aș dori să mă trezesc auzind că fiica noastră e la morgă, în pușcărie sau altundeva. Ea doarme. Nu știu, sper că da, ar trebui doar măcar vreodată să obosească. Vocile se îndepărtau și Alisa și-a dat seama că ei au plecat în dormitor. Ea se îndreptă, să mă mărit deci, mai vedem noi care pe care. Alisa a mers în grabă spre mașină. S-a așezat și s-a făcut nevăzută după poartă. La sigur că tatăl o să audă zgomotul și o să trimită după ea paza, dar Alisa îi știe pe toți și știe cum să se ascundă de ei. Peste vreo 5 minute ea a auzit un zgomot, o motocicletă mare a trecut pe lângă ea cu viteză, ea aproape se atinse de mașina Alisei. De spaimă ea a frânat, iar motocicleta a dispărut după cotitură. Ce nenorocit! De te-ai rostogol de 7 ori! Ea a apăsat pe pedală și a îndreptat mașina spre centru. Peste câteva minute aceeași motocicletă deja era în spatele ei. Ce vrei, cine mai ești și tu? Fata s-a oprit în fața unei cafenele cunoscute și imediat s-a apropiat de motociclist, care la fel s-a oprit. Tu cine ești? El a scos casca, îmi cer scuze, pe mine mă întrebați. Ea a rămas fără cuvinte, băiatul era chiar foarte simpatic. Pe tine te întreb. De ce mă urmărești? Băiatul a bufnit în râs, ceea ce l-a făcut să arate ca un star de la Hollywood. Vă supraapreciați, domnișoară. Eu niciodată nu aș pierde timpul cu una ca dumneavoastră. Și încă ceva, oamenii educați nu vorbesc pe nume la prima întâlnire. Ea a rămas cu gura deschisă, iar băiatul s-a îndreptat spre cafenea. Alisa fierbea toată de nervi, a stat un minut și doar apoi, lovind cu piciorul în motocicletă, se repezi și ea spre cafenea. Băiatul stătea într-un colț și mânca cu poftă salată, pe Alisa au luat-o prietenii ei și nu s-a primit să-i spună deodată tot ce gândea despre el. Peste o oră băiatul încă era acolo, iar Alisa deja servise binișor și a hotărât că e timpul să-i arate acestui parvenit cine și ce reprezintă. Ea s-a pornit spre masa lui, dar cineva a strigat-o și și-a distras atenția, iar când s-a întors din nou, la masă nu mai era nimeni. Alisa se plictisise deja și a spus că vrea veselie. Prietenii mamurii erau gata de orice, doar ca Alisa să nu plece acasă, pentru că nu va mai avea cine să achite pentru banchet, iar să înceteze nu prea doreau. Haideți să ne scăldăm! Tinerii s-au uitat unul la altul, ce-i cu tine, Alisa, afară e sfârșit de septembrie. Ei și ce, vă temeți sau ce? Chiar haideți!
Atunci, ei toți împreună au ieșit din cafenea, iar stăpânul în sfârșit a răsuflat ușurat. Într-un final au hotărât să se scalde în râu, iar Alisa a decis că ar trebui să sară de pe pod. Prietenii ei au muțit, nimeni nu-și dorea să-și frângă gâtul. Alisa s-a uitat cu dispreț la ei și clătinându-se s-a pornit spre pod. De îndată ce ea a dispărut, toți repejori s-au împrăștiat. Pe pod a întâlnit-o chiar acel băiat, iar Alisa a și uitat că vroia să sară ca să le dovedească la toți că ea este cool. Tu? Iarăși ești tu. Dumneata, a zâmbit el cu dinții săi albi. Ce mai are importanță, tu mă urmărești. Ea s-a întors cu fața în locul unde numai ce se aflau prietenii săi, dar spre mirarea ei și-a dat seama că aceștia pur și simplu au lăsat-o, vrei o cafea? Alisa a simțit mirosul cafelei și a înțeles că foarte mult ar vrea să bea una. Vreau! El i-a arătat spre bordură și i-a întins un pahar. Fata a observat că în rucsacul lui se zărește un termos și chiar au luat-o fiorii de satisfacție. Băiatul s-a așezat alături, iar Alisa s-a ferit prudent mai departe, acesta s-a râs. Dacă eram vreun maniac, nu te-aș fi servit cu cafea. Alisa a pufnit în râs, apoi interesată s-a uitat la el și, totuși, cine ești? El a sărit și a plecat capul în glumă, scuzați-mă, am uitat să mă prezint, Ștefan. Ea a pufnit în râs din nou. Informația este cuprinzătoare. Păi, ce ați mai dori să aflați? Eu sunt un om de rând. Alisa a întins paharul, se poate încă puțin. Ea și-a venit în fire repede și și-a dat seama că niciodată nu a fost aici trează noaptea. Acest pod trecător nu a fost construit atât de demult și era mai popular printre îndrăgostiți. Alisa considera că dragostea este o prostie și o minciună, din această cauză se ferea de acest loc de sigur se poate, el s-a așezat din nou alături. Cu toate că toamna totul ațipește, acesta e cel mai frumos anotimp al anului. Alisa era înru totul de acord cu el, ea iubea acest anotimp din copilărie, doar că în afara de bunica ei, nimănui nu era interesant. Iar eu când eram mică mergeam la bunica, tata atunci era încă un om simplu, iar bunica locuia la țară. Cât de frumos era acolo, veneam în vacanța de toamnă, frunzele erau puține de tot, dar erau de ajuns ca să înțelegi ce fel de coroană era pe copaci înainte de asta. Dar acum nu mergeți. Nu, pe bunica au luat-o la oraș, ea ducea foarte mult dorul și în scurt timp a decedat. Dar acea casă, voi doar sunteți deja maturi, puteți singuri să mergeți acolo. Ea s-a uitat uimită la el, straniu, de ce până acum nu m-am gândit singură la asta? Vrei să te duc eu, ca să nu îți fie plictisitor singură? Vreau! Alisa singură nu înțelegea de ce a spus asta, ea doar avea mașină, putea foarte simplu să ajungă singură, dar a doua zi ei deja mergeau spre sat cu motocicleta. Alisa și Ștefan au petrecut o zi de neuitat, ea nu mai vroia să înjure, să se îmbete și savura orice moment. Alături de Ștefan ea se simțea atât de blândă, atât de fetiță. Spre seară, când se întorceau înapoi, Alisa era tăcută, Ștefan s-a oprit vis-a-vis de poarta ei, ei ce, o seară bună. Fata a zâmbit, la revedere. Iar apoi l-a sărutat și a fugit în casă. Dimineața a fost trezită de niște glasuri, tatăl mustra pe cineva. El, un om atât de liniștit la vedere, a fost capabil să facă așa ceva într-o singură secundă. Alisa vroia să închidă ochii, dar brusc a înțeles că a dormit bine, nu îi este greață și nu o doare capul ca de obicei. Fata a sărit din pat și a pus un halat pe ea și a ieșit din cameră. Tata a luat-o razna. Ce îți permiți, nesimțitule, pentru ce ai fost angajat, ca să ai grijă, dar tu? Alisa a zâmbit, poate să încerce să salveze pe cel pe care îl ceartă acolo tatăl ei, ea a deschis ușa. Bună dimineața, tată! Bărbatul a întrerupt convorbirea. Iar Alisa a încremenit, în fața tatălui ei stătea Ștefan. Tu? Ce faci tu aici?
Ea nici de cum nu putea să înțeleagă ce făcea în cabinetul tatălui ei la ora 8 dimineață, bărbatul pe care îl visase toată noaptea. A fost o pauză tensionată și în sfârșit Valeriu Sergivici a vorbit: Alisa, eu voi termina și voi veni. Dar Alisa nici nu avea de gând să plece, ea s-a apropiat de Ștefan, care se uita la ea oarecum trist. Ștefan, ce e cu tine? Tata te-a angajat ca să ai grijă de mine. E adevărat. El a dat din cap tăcut, ochii fetei au dat în lacrimi. Dar cum rămâne cu cafeaua de pe pod, cum rămâne cu convorbirea noastră, eu doar ți-am spus totul despre mine. Ștefan a tușit, Alisa aceasta e cu totul altceva și nu are nicio legătură cu faptul că eu sunt paznic. Nu are legătură. Ea a pufnit în râs, aceasta nu avea importanță dacă îmi spuneai de la început că te-a angajat tata. Ea s-a întors spre tatăl ei, care o asculta uimit, se pare că fiica lui nu este chiar atât de rea. Ea poate simți, probabil el s-a apripit când a decis să-l concedieze pe acest băiat. Tată, de ce îmi faci asta? Alisa a fugit din cameră, tatăl a mers după ea, iar Ștefan a închis ochii strâns, gata, el chiar azi vroia să-i spună tot și să-și dea demisia, ca să se poată întâlni cu Alisa cinstit. El nu înțelegea de ce Valeriu Sergivici vorbește atât de urât despre fiica sa, ea era frumoasă, deșteaptă, bună la inimă. El și-a amintit cum la țară Alisa a călcat puțin peste o șopârlă. Mai exact peste coada ei, care a rămas pe iarbă, iar șopârla a fugit. Alisa a izbucnit în plâns de parcă s-a întâmplat o catastrofă, lui i-a luat jumătate de oră ca să o liniștească, iar apoi să-i aducă aminte că de obicei așa și se întâmplă. După aceea, Alisa singură se amuza de ea însă și eu m-am speriat atât de mult că am și uitat totul. Acum el nu se va apropia deloc de Alisa și nu pentru că nu ar vrea, dar deoarece ea nu ar mai vorbi cu el, fata a plecat. Iar tatăl nu a putut să o ajungă din urmă, seara nu a apărut, Maria, mama ei, plângea în hohote. Doamne, de ce a intervenit? Ștefan este un băiat de treabă și ce dacă nu e om de afaceri, poate se primea ceva la ei. Valeriu a sărit în sus, nu avea să se primească nimic la ei, Alisa a noastră și el, nu pot nici de cum să fie, împreună, ea este o nebună răsfățată, căreia îi este tot una de toți, iar el este un băiat serios, care are grijă de mama sa bolnavă. Dar de unde poți să știi tu, poate cu el ar putea fi altfel. Spre dimineață au sunat de la sectorul de poliție, cu rugămintea ca Valeriu Sergivici să-și ia fiica. Alisa a scufundat mașina, cât pe ce să se înece singură, apoi i-a spart nasul unui polițist și a adormit în mașina de patrulare. Peste două zile a fugit, iarăși s-a îmbătat, de data aceasta a furat o mașină și mergea pe străzi, tachinând polițiștii și sorbind whisky. Valeriu Sergivici a fost nevoit să o pună sub arest la domiciliu. Și chiar să pună pază, iar singura a început să se ocupe de căutarea unui soț pentru fiica sa. Necătând la faptul că toți știau despre avere, iar aceasta era o fabrică destul de decentă pentru fabricarea băuturilor, nimeni nici nu îndrăznea să încerce. Mulți țineau minte când Alisa se întâlnea cu un băiat, iar apoi l-a prins cu prietena ei. Dimineață i-au găsit în piața centrală, dezbrăcați, speriați, legați și dați cu ceva care mirosea dezgustător. Cineva la sigur a ajutat-o pe Alisa, deși la banii care îi are. Să-ți legi viața cu o astfel de descreierată, însemna să-ți asumi riscul că ai putea nici să nu te trezești dimineața. Seara, la masă, Valeriu Sergivici era posomorât, Maria îl privea înspăimântată, ea își iubea soțul și adesea îl putea pune la punct, îl putea liniști, convinge, dar ceutodată era mai bine să nu-l deranjeze. El a împins farfuria, deci, reiese că fiica noastră, căreia i-am dăruit toată iubirea și am investit bani. Pe parcursul a 20 de ani, pur și simplu nu trebuiește la nimeni, se feresc de ea ca de ciumă. Spune Alisa, cum te simți tu în așa stare? Alisa a zâmbit larg, foarte bine, tăticule. Clar, păi ce, eu se pare că știu ce trebuie de făcut, în afara orașului, la vreo 70 de kilometri este o mănăstire, nu pur și simplu o mănăstire, ci muncitoare, acolo au foarte mare nevoie de forțe de muncă.
Oamenii acolo sunt serioși, gardurile au 3 metri, pe cine duci acolo, de unul singur nu scapă. Da, vei fi nevoită să porți haine călugărești, să te rogi, să ții post și să lucrezi, eu cred că un an în așa atmosferă o să-ți prindă bine. Alisa se uita la tatăl ei cu ochii larg deschiși, tată, tu nu vei face asta. Ba voi face, desigur am avut dorința să te mărităm, dar odată ce nu are nevoie nimeni de tine. Maria a tușit Valeriu și mie îmi pare că acesta e prea de tot. Gata, discuția s-a terminat. El a vrut să se ridice, dar la bucătărie și-a făcut apariția menajera. Valeriu Sergivici, a venit cineva la dumneavoastră. Cine? Păi, dumneavoastră singur o să vedeți, el zice că a venit la dumneavoastră și la Alisa. La Alisa, dimineață, ei bine, dar, cheamă-l. Ușa s-a deschis larg și în prag a apărut Ștefan, el rușinându-se i-a întins flori Alisei și Mariei. Eu știu că nu sunt prea potrivit pentru fiica dumneavoastră, dar voi munci mult, nu avem nevoie de nimic, eu voi obține singur totul. Alisa, mărită-te cu mine! El a îngenunchiat și a întins cutia cu un inel în ea. Iartă-mă, te rog, eu am vrut să ți-i spun în ziua în care ai auzit totul, eu m-am angajat la acest lucru neștiind cum ești tu de fapt, eu chiar am crezut că ești o nebună, dar tu te-ai dovedit a fi cea mai bună dintre toate fetele care le-am cunoscut vreodată. Alisa preț de o secundă s-a uitat la Ștefan, iar apoi s-a aruncat în brațele lui. Tatăl și mama la început se uitau la această scenă total uimiți, iar după au răsuflat ușurați și i-au îmbrățișat pe Alisa și pe Ștefan.